În univers sunt mii și mii de voci. Pasajul spune că el s-a sculat, Iisus, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Ce ne sugerează aceste cuvinte? Furtuna aceea vorbește. Furtuna aceea este o voce care transmite un mesaj. Și totodată ceea ce spune acest verset este că Iisus a certat vântul, a certat vocea aceea. Adică aceste voci sunt în conflict. Ceartă înseamnă un conflict care apare. Ei bine, în viață vom avea și noi parte de circunstanțe în care vom auzi cele două voci. În mintea noastră se vor certa cele gânduri. Pe de o parte va fi gândul păcii, gândul care vine de la Dumnezeu, pacea care vine de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte, va fi vocea furtunii, vocea mării, vocea vântului, care îți va transmite un mesaj. Și bine, în această zi vreau să scot în relief tocmai această voce a furtunii, vocea furtunii. Care este mesajul pe care îl transmite furtuna atunci când vine în viața ta, care sunt gândurile pe care diavolul ți le inspiră în momentele critice ale vieții. Pentru ca să știi, în momentele acelea, să fii pregătit, să știi că gândurile acelea totdeauna vor veni, gândurile acelea vor veni tot mai insistent, vocea aceea va fi atât de puternică încât s-ar putea să nu reziști. În primul rând, furtuna Îți va spune că viața ta e o întâmplare. E o chestiune de noroc sau ghinion. Asta e. Noaptea asta, așa este. Seara asta, ziua asta, așa e. E furtuna. A venit așa din senin, s-a întâmplat. Și furtuna îți va spune că viața e doar o întâmplare. Ca să contracarez această voce, vreau să știi cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și vreau să îți spun ceea ce Dumnezeu îți spune, că pentru noi creștinii absolut nimic nu este la întâmplare. Absolut nimic. Nici măcar un fir de păr nu scade cade la întâmplare. Nu e o chestiune de noroc. La mijloc nu noroc sau ghinion sau întâmplare. Așa s-a întâmplat în viața creștinului, în viața omului. Dumnezeu îți va, furtuna îți va spune că e o chestiune de noroc și de întâmplare. Să Dumnezeu spune nu norocul la mijloc. Și nu-i ghinionul la mijloc. Și e Dumnezeu care are în control toate lucrurile. Slăviți să fie numele Lui. În al doilea rând, furtuna îți va spune că viața ta ține de circumstanțe și că viața ta este în mâna naturii și nu te poți spune cu natura. Natura e ceva mult mai măreț, mult mai impunător, mult mai autoritar decât noi, de aceea ucenicii s-au speriat și mai tare. Pentru că, da, Dumnezeu este Dumnezeu, dar El este cumva limitat el poate interveni. Dacă ai așa o durere de cap, o durere de spate, asta da, poate Dumnezeu să o vindice, dar bă, cancer, nu, apoi să mergem mai departe, evenimente ale naturii, furtună, stele, comete, asta nu mai gata deja Este din sfera autorității lui Dumnezeu. Asta deja cu natura nu te pui, puterea naturii este mare. Și vocea aceasta se aude și ucenicii aud această voce, gata, suntem aici, suntem în mijlocul naturii, suntem în mâna naturii, natura s-a dezlănțuit, marea s-a dezlănțuit, vântul s-a dezlănțuit, nu mai putem face nimic, suntem neputincioși ca oameni în fața naturii, în fața dezastrelor naturale. Oamenii se simt neputincioși și își dau seama că forța naturii este atât de periculoasă este Fatală adeseori. Însă, în contrast cu această voce a, a furtunii, a naturii, care îți spune totul e în mâna mea, se aude o altă voce. E cel care ceartă această voce, e cel care îi spune taci fără gură, pentru că și natura este în mâna lui Dumnezeu. Și marea, și vântul, și furtunile, și valurile, și stelele, și pământul, și tot ce există, și totul este în mâna lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici și totul depinde de natură, pentru că toate sunt în controlul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care vrea să-l transmită vocea aceasta a furtunii este că viața ta nu are importanță în ochii lui Dumnezeu. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Eu trăiesc momente de panică, de neliniște, de frământare, văd moartea cu ochii și tu, tu dormi. Parcă ai fi Parcă ai fi în altă parte, parcă n-ai fi în barcă cu noi, parcă, parcă nu te interesează de nimic din ce se întâmplă, tu vezi buciumul nostru, vezi neliniștea care ne, ne domină, ne apasă și tu dormi. Ție nu-ți pasă. Observați că ucenicii au, au captat vocea asta, i-au dat crezare, i-au dat curs i-au dat până la urmă și, și, cuvinte, au lăsat vocea asta să, să fie transmisă prin ei și au însușit-o, i-au dat curs. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Nu te interesează de noi? Nu avem valoare în ochii tăi? Nu are viața noastră importanță în ochii tăi? Furtuna asta îți va spune. N are importanță viața ta, N-ai tu valoare? Nu ești atât de important în ochii lui Dumnezeu? Asta va fi vocea care se va auzi de multe ori în furtună. Acesta este mesajul pe care diavolul ți-l va, ți va transmite și o oh, cât de ușor îl recepționezi. Cât de ușor îi dai crezare? Cât de ușor îi dai curs? Ce sunt eu? Cei viața mea, cei barca mea, ce sunt, sunt un nimic, sunt un nimeni, descurajare, nu-i pasă lui Dumnezeu. Nu-i interesează pe Dumnezeu de soarta mea, nu-i pasă lui Dumnezeu de ceea ce sufer eu, de ceea ce simt eu, de ceea ce gândesc eu, de furtuna mea, de viața mea, nu-i pasă lui Dumnezeu. Nu-i pasă că pierim. E vorba de, 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 moarte, nu doar așa că, știi, nu mă simt bine seara asta, nu, pierim, ei vedeau moartea, pentru că vocea furtunii, asta le spunea, voi muriți. Și lui Dumnezeu nu-i pasă. Și Dumnezeu nu este interesat de soarta voastră și nu aveți decât să muriți, că El e acolo. Dar nu este interesat de voi. Să în această seară, în această dimineață, dăm voi să spun care este mesajul lui Dumnezeu care ceartă, care intră în conflict flagrant cu această voce a furtunii, Dumnezeu te iubește. Lui Dumnezeu chiar îi pasă de tine. Dumnezeu chiar este interesat de soarta ta. Dumnezeu chiar pune preț pe viața ta și în ochii lui ai valoare și ești important și El pentru tine face mai mult decât să potolească o furtună. El pentru tine face ceva mai mult decât să-ți dea liniștea pentru o zi, să te scape dintr-un necaz sau altul. El este dispus și El face cu mult, mult mai mult decât atât. Vocea furtunii îți va spune, uite, lui Dumnezeu nu-i pasă, tu treci prin furtună, vezi moartea, te pre... Asta nu contează, lui Dumnezeu nu-i pasă. Să Dumnezeu îți va spune și cuvântul lui Dumnezeu îți spune și în această dimineață, bada lui Dumnezeu îi pasă. Și nu doar pentru fortuna prin care trece acum. Și nu doar în circunstanțele nefavorabile, nu doar pentru viața asta, nu doar pentru anul acesta îi pasă lui Dumnezeu de tine, ci cu mult mai mult. Pentru toată viața și nu numai pentru viața asta. Dar pentru veșnicie, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și îi pasă de soarta ta. Și Dumnezeu te vrea nu doar salvat dintr-o furtună, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții. Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din ea. Dumnezeu vrea să te salveze. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Să știți care e problema de multe ori? Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă. Ajung în ea, da? Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, ba chiar mai mult decât îți pasă ție. Pentru că deseori tu nici măcar nu înțelegi pericolele prin care treci. De multe ori sunt furtuni pe care noi le-am le evitat pentru că Dumnezeu le-a oprit mai înainte să se dezlănțuie că tu nici habar n-ai de câte ori diavolul a vrut să stârnească furtuni, de câte ori a vrut să te omoare, să te... ca dorința lui. Diavolul nu face altceva decât vrea să facă rău, el vrea să nimicească, el vrea să te distrugă. Ăsta e planul diavolului. Eu nu crezi că diavolul vrea să-ți ofere fericire sau plăcere, asta sunt doar o travă. Sunt doar momeala cu care vrea să te otrăvească, cu care vrea să te nimicească, vrea să te omoare. Și tu nici măcar nu știi de câte ori te-ai zbăvit Dumnezeu. Și tu crezi că Lui nu-i pasă. Și tu crezi că în ochii Lui tu n-ai valoare sau n-ai importanță sau el nu este interesat de soarta ta. Ba da, Dumnezeu te iubește și Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Chiar mai mult decât îți pasă ție de viața ta. Vocea furtunii îți va mai spune apoi și un alt lucru. Că viața ta este nesigură și chiar dacă Isus însuși este la cărmă, O, Isus e în corabia ta, Isus e la cârmă, i-ai lăsat corabia ta în mâinile lui, dar uite, nici cu Isus la cârmă, viața ta nu este sigură. Tot ai pocăi, dar. Vezi că și tu te îmbolnăvești, vezi că și tu mori, vezi că și tu ai probleme, vezi că și tu ai lipsuri, vezi că și tu treci prin necazuri, vezi că și tu ai parte de tot felul de experiențe. Ta, da, ai încredințat viața ta, ai încredințat barca ta lui Isus, l-ai lăsat pe Isus să facă din barca ta amvonul, biserica din care să, să slujească, să predice oamenilor. I-ai dat chiar cârma, uite, asculți de el, el a spus, hai să plecăm, și tu asculți de el, l-ai ridicat ancora și ai plecat, i -ai lăsat cârma în mâna lui, dar uite și așa, viața ta este nesigură. Și asta e vocea furtunii. Să dăm voie să spun, să contracarezi și această voce, să spun că nicăieri nicăieri, nu poate fi viața ta mai sigură decât în mâna lui Iisus Hristos. Și tu dacă ai fi la cârmă, de multe ori nu așa ni se pare. Mi-am de întâmplarea asta, povestea fratele Ovidiu Litianu despre, despre ea, au plecat odată în evangelizare. Aveau niște covoare, știți cum e în România, se furau covoarele și de pe balcon, de la uscat, oamenii aruncau o pisică, o legau și trăgeau covoare, haine și trebuia să fii atent și când puneai haine la uscat, pe la balcon, că ți le fură. Și spunea au pus niște covoare, au pus niște haine la uscat pe balcon, dar trebuiau să plece. Trebuiau să plece în lucrare, în slujire și s-au rugat pe ei și au zis, Doamne, păzește Tu covoarele, cât plecăm noi de acasă, păzește-le tu să nu le fure nimeni, să le găsim, să... că nici ude nu le putem lăsa în casă, asta e, s-a întâmplat ceva, trebuiau să meargă și s-au întors acasă, primul gând, primul lucru a fost ea să vedem dacă mai sunt covoarele pe balcon. Și covoarele erau pe balcon și au zis, Slabă, ție, Doamne, bine că le-ai păzit, de acum am ajuns noi acasă, și cât au mers ei, cât uh, s-au dezbrăcat, cât au schimbat, cât au mers într-o parte, covoarele nu mai sunt. Mulțumim, Doamne, cât uh, acum ne ocupăm noi. Mulțumesc că te-ai ocupat tu, de acum ne descurcăm noi. Și în câteva minute cât au, au luat ei cârma, asta e viața ta. Crezi că viața ta este nesigură dacă Iisus e la cârmă. Și ar fi mai sigură dacă ar fi în mâna ta cârma. Dar nu e așa. Dar voie să spun că viața ta doar atunci este sigură când o lui Iisus Hristos. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încredete în El și El va lucra. Dar trebuie câteodată să aștepți, trebuie câteodată să, să fii testat, să fii probat și Furtuna nu e altceva decât un, un test al acelei credințe, al acelei încrederi pe care eu acord lui Iisus Hristos. Pentru că e ușor să-i spui lui Iisus când totul e liniștit, când e, e soare, e frumos, mare, este calmă, să spui, da, Doamne, îți dau, îți dau corabia, îți dau cârma, condutul, că e bine. E mai greu să te încrezi atunci când ești în furtună, atunci când ți se pare că oricum cârma aceea nu te ajută la nimic, când vântul bate dintr-o parte și în alta, când apa intră în corabie, ai spune, cârma ce rost mai are? Oricum barca ta este purtată într-o parte și în alta și oricum tu nu mai, nu mai ai controlul, oricum este nesigură viața ta. Viața ta, chiar și în mâinile lui Isus Hristos, ar părea că nu mai, nu mai poate fi controlată că furtuna controlează. Și vocea furtunii îți va spune, controlul îl am eu. Chiar dacă tu i-ai dat cârma lui Isus, el nu poate controla. El nu este atât de puternic, el nu este atât de sigur, el nu este atât de, de bun încât să te ajute, nici nu-i pasă, a adormit acolo la cârmă. Asta îți va spune furtuna. Aceasta va fi vocea furtunii, care în cele din urmă îți va spune cel de-al cincilea mesaj pe care ți-l va transmite, va fi că în viața ta furtuna are ultimul cuvânt. Pierim. Probabil deja vorbea unul cu altul. Pierim, nu avem nicio șansă. Nu știm cât timp a trecut, nu știm cât s-au luptat cu furtuna. Așa s-a întâmplat cândva și cu Pavel, 14 zile s-au luptat, n-au mai văzut soare, lună, stele, n-au mai mâncat, erau epuizați și au spus gata. Spuneau ei, la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare și au pierdut și speranța, pentru că ultimul lucru întotdeauna au italienii o vorbă, ultima care moare e speranța e bine, au ajuns la o furtună în care și speranța a murit. Nu mai aveau nicio speranță. E atunci când spui, nu mai pot, nu se mai poate, nu mai există nicio șansă, nu mai există nicio ieșire, nu mai există nicio soluție, nu mai există niciun tratament, nu mai există nimeni, nu mai există nimic. Și atunci când ai spus asta, asta înseamnă că furtuna ta a necat până și speranța, ultima speranță pe care o ai și că furtuna are ultimul cuvânt. Și asta ți se pare, gata, totul se duce, furtuna asta va fi capătul vieții noastre. Fortuna asta va spune ultimul cuvânt asupra noastră, asupra vieții noastre, asupra familiei noastre, asupra casei noastre, asupra slujirii noastre. Fortuna asta va fi capătul de drum. Fortuna asta va spune ultimul cuvânt. Să în această zi dăm voi să-ți spun cea mai importantă, cea mai bună veste pe care o poți auzi. Nu furtuna are ultimul cuvânt. Nu vântul are ultimul cuvânt. Nu valurile au ultimul cuvânt. Nu diavolul are ultimul cuvânt. Nu moartea are ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt totdeauna, îl are Dumnezeu. Și pentru că el are ultimul cuvânt, după ce a lăsat marea să se agite, marea să vorbească, marea să, să spună, să transmită mesajul ei, Isus se ridică și pentru că are ultimul cuvânt, asta înseamnă ultimul cuvânt, adică dincolo de el nu mai poate să vorbească nimeni, nu mai poate să spună nimic, e cuvântul decisiv. După ce a vorbit marea câteva ore, după ce s-a agitat atâta timp, Isus se ridică. Ceartă vântul, ceartă marea și spune: Taci, fără gură, de aici nu mai vorbești. Pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Isus, chiar dacă ți se pare că nu-i pasă de tine, chiar dacă ți se pare că degeaba ai dat lui cârma corăbiei tale, chiar dacă degeaba asculți de El, chiar dacă degeaba te pui la dispoziția Lui, chiar dacă îi slujești, chiar dacă te tem de el, chiar dacă te-ai pocăit, chiar dacă îl urmezi, ci se pare că e degeaba. Nu, nimic nu-i degeaba. Pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și cuvântul lui pentru tine este viață. Și cuvântul lui pentru tine și pentru mine este viață veșnică, este mântuire, este salvare. Salvare din toate furtunile acestei vieți. Salvare din toate necazurile acestei lumi, salvare de orice păcat care ne poate amenința corabia vieții. Pentru că ultimul cuvânt la are Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Așadar, poate ieși și tu în mijlocul furtunii sau vei ajunge cândva. Aduți aminte că vocile astea se vor auzi. Pe de-o parte, Iisus, tocmai pentru care ultimul cuvânt, lasă pentru un moment furtuna să-și transmită mesajul ei. Și furtuna îți va spune că viața ta e o întâmplare, e o chestiune de noroc sau ghinion, că se întâmplă. S-a întâmplat să fie furtună, s-a întâmplat tu să fii acolo, asta e, e o întâmplare. Furtuna îți va spune în al doilea rând că viața ta ține de circunstanțe, că e în mâna naturii și că nu te poți spune cu natura. În al treilea rând, furtuna îți va spune că viața ta nu are importanță în ochii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine și tu ești un Anonim, ești doar un număr și tu, ori cu tine, ori fără tine, viața merge înainte. Fortunat, îți va spune că viața ta este nesigură chiar dacă la cărma ei este Isus Hristos. Chiar dacă ți-ai încredințat viața ta Domnului, uite că El nu te ține controlul și El efectiv nu este interesat de tine. Pentru că ei n-au spus, Doamne, nu poți, ci au spus, Doamne, nu-ți pasă. Asta e ispita diavolului. Că nu este interesat Dumnezeu de tine. Și apoi, fortuna îți va spune că ea are ultimul cuvânt. Că ea este definitorie pentru destinul tău, că ea este decisivă pentru soarta ta. Că fortuna va pecetului soarta ta. Că va spune ultimul cuvânt, se încheie viața ta, se încheie capitolul vieții tale și cuvântul sfârșit îl scrie furtuna. Asta îți va spune ea. Însă aduce aminte că în același timp, când se va da bătălia aceasta, când va fi cearta aceasta, când va fi conflictul acesta, lasă ca inima ta să audă în groaza aceea furtunii, lasă să se audă vocea aceea calmă, liniștită a lui Dumnezeu, care îți va spune Contrariu la ceea ce ți-a spus Fortuna, că viața ta nu e o chestiune de noroc sau ghinion, ci viața ta e în mâna Lui Dumnezeu. Că viața ta nu ține de circunstanțe, nu e în mâna naturii, ci e în mâna Lui Dumnezeu. Care îți va spune că viața ta are importanță în ochii Lui Dumnezeu și ai mare valoare și ai mare preț și Dumnezeu te iubește și Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Chiar mai mult decât îți pasăție de tine. Care îți va spune că viața ta nu poate fi sigură nicăieri în altă parte decât în mâna lui Dumnezeu. Pentru că nu poți găsi pe unul mai bun la cârma. Nu poți găsi pe unul mai puternic la cârma corăbiei tale decât pe Isus Hristos. Nu n-ai greșit dacă ai încredințat cârma vieții tale lui Isus Hristos. Nu greșești în această zi dacă vei încredința soarta vieții tale, dacă îți vei încredința viața ta, dacă îți vei deschide inima ta lui Isus Hristos și vei spune, Doamne, până aici am condus eu, până aici am vrut eu să decid, până aici am vrut să fac eu cum știu, până aici am crezut că mă descurc eu, dar abandonez, retrag mâinile mele de pe cărmă și vreau cărma vieții mele să-ți o încredințez ție. Pentru că nu există o mână mai sigură, nu există un control mai sigur decât controlul lui Dumnezeu în viața ta. Amin. Și el îți va spune, și vocea lui Dumnezeu îți va spune că el, numai el, numai el are ultimul cuvânt. Cuvântul fine, cuvântul sfârșit, nu-l poate scrie altul decât Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Nici necazul, nici furtuna, nici vântul, nici marea, nici moartea, nici viața, nimeni nu are ultimul cuvânt decât Dumnezeu. Și de aceea, în furtună vei auzi aceste voci și e important să lași ca vocea Duhului Sfânt, vocea Lui Dumnezeu să se audă în viața ta, vocea cuvântului Lui Dumnezeu. Și când treci prin furtuni, să poți fi liniștit și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.